Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a virat suma de 638.777.069,73 de lei în vederea decontării facturilor pentru 686 de obiective de investiții realizate prin etapele 1 și 2 ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Astfel, pentru etapa 1 a fost plătită suma de 101.456.715,15 lei pentru 89 de obiective aflate în execuție, iar pentru etapa a doua a programului au fost decontate 537.317.354,58 de lei pentru 597 de proiecte de investiții. În județul Sălaj au fost repartizate sume de bani fără coloratură politică mai multor comunități locale, dintre care în frunte se află Consiliul Județean Sălaj cu aproape 2.200.000 de lei, urmat de Comuna Pericei cu puțin sub 2 milioane de lei. Sume importante de bani au fost repartizate comunelor Marcanuș, Falău, Cizer, Meseșenii de Jos, Bănișor, Bucium, Mirșid, Coșei, Herecleană, Românaș, Rus, Someșo, Dorhei, Vârșolț și Zalha. În total, pentru dezvoltarea județului Sălaj au fost alocate la această repartizare a Ministerului Dezvoltării peste 12.280.000 de lei. Banii alocați vin să sprijine dezvoltarea comunităților locale, de la infrastructură rutieră, apă, canal, gaze, până la dezvoltarea structurii rețelei de protecție socială. Sumele au fost deja virate în conturile administrațiilor locale la finalul lunii septembrie.